Bună ziua, dragii mei! Iată, surpriza pentru această zi! E una istorică, dragii mei, pentru că mi-aduce aminte de copilăria mea. E vorba de desenele animate ale anilor 70-80 și despre Mihaela și Azorel. O producție foarte îndrăgită de către de generația mea. Aceste personaje ne țineau cu nasul lipit de televizor. Lăsam baltă jocul din fața blocului și la ora 19 și 20 de minute ne instalam în fața televizorului al negru în acele timpuri pentru a-i vedea pe Mihaela și Azorel. Sau mai târziu pe Miaunel și Bălănel, sau Pinguinul Pimpin și alții. E important de știut că animația românească a avut mare succes în anul 1964, odată cu înființarea studioului Animafilm. Creator de succes, iată o listă întreagă de nume extraordinar de valoroase, Olimp Vărășteanu a fost primul care a pus creionul pe hârtie pentru a crea Vulpoiul Campion și Zdreanță. Mari ilustratori, graficieni au creat în acele timpuri în studiourile Animafilm. Și iată numele, Luminița Cazacu, genialul Ion Popescu Gopo cu personajul său Gopo. O să facem o lecție și despre acest personaj absolut inspirat, Nel Cobar, care a creat-o pe Mihaela și Azorel, iată, Nel Cobar este autorul desenului animat Mihaela și Azorel, de care ne vom ocupa astăzi. Apoi Sabin Bălașa, un mare artist și pictor, Victor Antonescu, Zaharia Buzea, Artin Badea, Ana Maria Buzea, sunt nume de reținut, Ion Truică, marele grafician pe care am avut șansa să-l am profesor la grafică în Iași. Și iată studioul Animafilm, de care vă spuneam. Studioul din România devenise, spuneam, de mare succes și foarte cunoscut pe tot mapamondul, cu 60 de pelicule produse pe an și cu numeroase premii internaționale. Și, desigur, cu venituri generoase, nu, aduse în conturile țării noastre în anii aceia. Apoi, anii comunismului au avut o amprentă negativă, cenzura. Cenzura era copiii în anii aceia un mod de a selecta, de a nu lăsa artiștii să se exprime liberi așa cum gândesc și simt. Și au pus o umbră foarte neplăcută asupra libertății de expresie a artiștilor. Apoi s-a stins din viață ilustrul Ion Popescu Gopo, de care vă spuneam aici, și animația românească a intrat într-un cont de umbră, împreună cu celebrul Animafilm și, desigur, cu echipa de aur a studioului cinematografic București. Vom vorbi acum despre Mihaela. Mihaela, acest personaj desenat în linii foarte largi, senine, linii simple, fetița această bălaie cu funde mari în păr, alături de cățelul Azorel, au tot felul de întâmplări, au fost aduși la viață, cum spuneam, de Nel Cobar. Cu siguranță nu știați că serialul Mulțumesc Mihaela a fost premiat la Festivalul de Film de la Veneția în anul 1971. Serialul spune povestea prieteniei dintre Mihaela și Azorel, au tot felul de întâmplări și a fost difuzat între anii 1970-1980. Spuneam noi, pentru copilăria mea, ora 19:20 era aproape magică, căci lăsam toată joaca și fugeam să stăm în fața televizoarelor. Era o rubrică numită 1001 deseri și veneam
Repede, repede ne adunam cu toții să urmărim serialul nostru de desene animate. Creatorul Nel Cobar a ales atunci să nu-i dea voce Mihaelei pentru a putea fi difuzat și vândut în străinătate, iar cântăreața celebră, minunata cântăreață Margareta Păslaru, asigura acordurile muzicale ale celebrului film de desene animate. Iată povestea care e necesară a fi știută de către voi, noile generații, căci animația românească cu adevărat a strălucit la un moment dat și probabil va străluci din nou prin unul dintre voi care va fi pasionat să recreeze personaje și să readucă la viață poate un studio de film, de animație, de aici, din România. M-aș bucura să descoperim astfel de copii și tineri care vor dori la un moment dat să dea viață din nou animației românești și să aibă succes internațional. Iată-o pe Mihaela, spuneam, și vom începe să o desenăm. Foaia este așezată pe orizontală, un cerc mare, da, este capul Mihaelei, lăsați mâna liberă, da, să facă rotirea necesară. Aici va fi corpul așezat pe bicicletă, da, mânuțele, axele mâinilor. Picioarele, da, bazinul, cum spunem noi, da. Picioarele, cam așa, în această direcție. Observăm că Mihaela are piciorușele foarte lungi, da, fără repere anatomice extraordinar de bine marcate. Desigur, vom construi bicicleta la momentul potrivit, da, roata atât cât va putea fi vizibilă, da, și la momentul potrivit îl vom schița și pe cățelul Azorel. Iată axa ochilor, părul va ocupa foarte mult din spațiul de sus al capului, da? Observați. Desigur, ochii vor fi undeva aici, aici, pe această axă, aici va fi undeva năsucul, în dreptul bretonului. Vom începe cu marcajul năsucului. Da? Apoi ochișorii. Lăsăm o luminiță. Celălalt ochișor. Mihaela privește în spate, da? Căci acolo îl zărește prins de rochia sa pe Azorel, prietenul său. Sprâncenele foarte puțin sugerate. Gurița aproape de nas, o linie ușor curbată. Vom merge pe o porțiune, coborâm și revenim. Foarte bine. Pregătim cele două valuri largi, care sunt fundele. Fundele acestea care sunt caracteristice Mihaelei. De asemenea, două funde largi aici, două valuri aici. Observați, da? Și alte două vor fi prezente în această parte. Vom termina aici cu trei șuvițe, linia capului, părul. În mijloc. Și încheiem. Linia capului se definitivează. Celelalte două funde mari. Trei fire zburând. Fața.
Nu vom uita de alte două funde mici la gâtul Mihaelei. După care vom întregi fața. Iată. Spuneam că liniile sunt foarte simple, deci imediat lângă va fi linia spatelui și a rochiei care zboară și de care va fi prins cățelul Azorel. Mâneca. Mâneca micuță. Axa brațului o vom muta puțin, da? Și aici undeva va fi mânuța ei. Așadar, de o parte și de alta axei, brațul Mihaelei. Iar aici pregătim un deget și celelalte care prind ghidonul bicicletei. Pieptul fetiței de aici, curbat puțin. Rochița este mai scurtă în partea din față și alungită mult în partea din spate unde este prins Azorel. Foarte bine. Axa piciorului, iată, vom așeza fundulețul Mihaelei pe bicicletă. Piciorușul nu este nici foarte subțire, dar nici extrem de gros, însă reținem că este, cum am spus, lung. Lung. Pantofiorul este aproape o prelungire a piciorului, nu e foarte expresiv desenat, ci doar o prelungire a piciorului într-o formă extrem de simplă. Foarte bine. Mergem cu scaunul bicicletei. Știți cum este formată o bicicletă, așadar vom desena-o. Să punem imediat aici și vom continua cu roata cât este vizibil. Iată. De desubt iese cauciucul și chiar putem să o luăm în sensul acesta. Vom face exact cât este posibil a fi văzut. Centrul de care sunt prinse spițele. Să spunem că facem câteva dintre ele în întregime, iar mișcarea, faptul că bicicleta se mișcă, va putea da senzația că unele linii se întrerup. Iată. Mergem mai departe să urmărim porțiunea care va asigura aici modul în care Mihaela se prinde cu mâna de ghidonul bicicletei. Da? Putem să scoatem pe aici linia respectivă. Ea se va subția și se va duce în dreptul roții, vedeți? În dreptul celeilalte roți. Partea de sus va fi la fel ca aici, da?
Deci, undeva pe aici va trebui să îndrept cu această linie să înceapă, da, cealaltă roată. Foarte bine. Spuneam, ghidonul, pentru a ști sigur că paginăm bine și întregim bicicleta așa cum se cuvine. Subțiam, spuneam, spre partea de aici. Aici va fi centrul celelalte rotițe. Cealaltă mână poate și ea să fie în această poziție și foarte puțin vizibilă, da? Avem și un far al bicicletei. Iată. Sper că vedeți. Dublăm linia și de aici scoatem becul respectiv. Modul în care vom uni de aici, de undeva, cu partea din spate a bicicletei, da? Aici putem să punem câteva liniuțe să arătăm cum e formată. Sub piciorul Mihaelei, desigur, o pedală. O pedală și vizibil chiar locul acela unde se prinde lanțul bicicletei, copii. Lanțul bicicletei îl putem face în forma aceasta, chiar cu verigile, niște ovaluri. Și avem în vedere atât ca apar să se ducă bine lanțul către locul potrivit. Iată, trece prin partea aceasta și se va întoarce pe partea de jos a, iată. Și vom continua cu astfel de veriguțe, ovaluri culcate pe care le întrepătrundem. Foarte bine. Celălalt picior va avea poziția aceasta. Da? După care va continua undeva pe aici și se va vedea undeva mai jos și pedala de jos. Foarte bine. Mai avem roata din față. Am spus că încercăm să fie aici să fie centrul acestei roți. De sub cauciucul. Atât cât, repet, este posibil, atât cât pagina vă permite, da? Spițele. Două linii mai accentuate care prind foarte bine locul respectiv. Bine. Urmează azorel. Azorel, iată-l, e prins cu lăbuțele de fusta fetiței. Aici va fi gâtul, corpul va avea forma aceasta, da? Foarte alungit, da? Piciorușele. Lăbuțele picioarelor.
Iar căpușorul va fi un oval alungit în forma aceasta, vedeți? Și să spunem un cerc care va fi boticul. Ia să începem să-l facem. Vom începe cu năsucul, pus chiar în, pe partea de sus a cercului pe care l-am trasat. Plecăm pe cerc. Aici, jos, îi facem, bineînțeles, tot felul de liniuțe care să arate felul său pufos de a fi. Gâtuțul, pulgarda. Plecăm cu linia, o alungim puțin și o lăsăm. Ochii. Un oval. E și puțin speriat, dar și încântat de ce îi se întâmplă în același timp. Pentru că e o experiență nouă să zbori în felul acesta prins de rochia prietenei tale, nu? Iată. Părul. Și urechile. Urechile și ele zboară, așadar, vor avea o formă de aceasta. Spatele, undulețul, codița, burtica, brațele cu lăbuțele cu care se prinde, subsoara, Y-ul, pieptul, cealaltă lăbuță, vădându-se și ea, dar mai puțin. Picioarele, desigur, aproape că sunt orizontale, căci sunt în spate și zboară. Iată-le. Celălalt, mai în față, având, repetând aceeași linie. Pentru a arăta mișcare, iată și în acest fel. Desenul este gata. Profesorul vostru data de astăzi cred că este 11. Da, 11. Cu siguranță lecția e foarte interesantă. Iată culorile pe care le puteți folosi. Năsucul roșu al lui Azorel, părul galben al Mihaelei, fundele rămân albe. Ne-am jucat cu cauciucurile galbene, pentru că în desenul animat ne putem juca așa cum dorim noi, rochița roșie. Ne-am cu nuanțe de violet în unele părți ale bicicletei. Corpul, iată, cu diferite nuanțe, un maru mai închis urechile, zgarda, partea umbrită a corpului. Vă jucat cu suprapuneri de creioane colorate. Sigur, desenul vă face plăcere pentru că face parte din istoria animației românești. Și pentru că suntem mândri de România noastră, e bine să știm și nume importante din animația românească. Surpriza mea, ca de obicei, închidem ochii, îi deschidem, iată-o pe Mihaela împreună cu un prieten al său de la circ, și elefanțelul, Azorel, cu urechile ridicate, ne îndeamnă să facem click, subscribe la canalul de YouTube, Art Teacher Queen. Mihaela și ea are deasupra capului like. Dacă v-a plăcut lecția aceasta, dați un click like și nu uitați subscribe pentru a rămâne conectați cu toate aceste lecții frumoase despre animația românească și universală și personajele sale atractive.
Vă doresc un timp minunat desenând și cunoscând lucruri noi din lumea animației. La revedere! Pe curând!